Bună dimineața, bine v-am găsit. Suntem afară, este ora 6 jumate dimineața. DRG Fitness Sports este numele canalului meu. Știu, îmi tremură mâna. Pentru că merg practic și nu am trepied. Bine? Da. După cum puteți vedea, este înnorat, plouă puțin, dar asta nu ne oprește să facem exerciții, să facem mișcare, să facem alergate de mine, ceva ce urât să așa. Bun. Ok, so avem apa aici. Întotdeauna hidratarea. Da? Avem baton proteic și echipamentul necesar. Bun. V-ați trezit? Ce faceți de dimineață de obicei? Ce vă place, cum vă place vouă să vă petreceți dimineața în mod normal? Acum, fiind datele contextuale în care ne aflăm cu coronavirus și așa, trebuie să stăm mai mult în casă și asta facem. Doar că mă interesează să știu care e rutina voastră obișnuită sau ce vă place să faceți dimineața așa, să faceți exerciții, cum faceți exerciții, dacă faceți, dacă nu faceți, de ce nu faceți. Stai să vedem dacă stă aici, stai aici, așa. Da, deci, dacă faceți exerciții dimineața, de ce... am zis de ce faceți. Așa am zis, de ce faceți. Unde vă plăcea să faceți exerciții? La sală, acasă, în parc? Care erau exercițiile preferate de voi? Vă întreb toate aceste întrebări și puteți să lăsați comentarii în linkul acestui video, pentru că vreau să interacționăm și să comunic cu voi. Bineînțeles asta, dacă vă face plăcere și la voi și dacă pentru cei care doresc. Ok, hai să mergem. Mai avem un pic și ajungem în parc. Mai avem un pic și ajungem în parc. Da. Sper să nu tremure foarte tare, dar acum înțelegeți, pentru că eu merg și sper să nu se vede, să vadă foarte aiurea. O chestie foarte importantă. De uitați, sună alarma la celălalt telefon. Pentru că m-am trezit înaintea alarmei. Și asta e un lucru foarte bun. Eu așa consider. Un lucru foarte bun. Cum se vede? Se vede cam aiurea, pentru că nu e aranjat acum părul. Bine, e aranjat așa de... l-am lăsat liber, că de obicei l-am prins. Bun. Deci, nu e nimeni pe stradă. Cum era? Era o melodie. Nu e nimeni pe stradă. În general, nu e nimeni pe stradă, de orașul este ghost. Ghost city. Ok. Deci, dragilor, ajutați-mă cu un like, un share, dar cel mai important, un simplu lucru vă cer, abonați-vă canalului. Dacă doriți să fiți și voi în familia noastră de DRG Fitness. Știu, sunt foarte mulți cei care fac diferite conținuturi pe internet, diferiți creator, diferiți content creator, dar uitați, eu vă zic așa, care ar fi argumentele de ce să vă abonați? Măi, în primul rând, dacă toți suntem prieteni pe Facebook, am vreo... n-am foarte mult, eu nu sunt o persoană care să aibă 4000 de prieteni pe Facebook, da? Eu am 800, 900, aproximativ 900, aproximativ, more or less, da? Băi, din ăștia 900, fraților, ce facem? Știu că mulți nu vă uitați, din 900 probabil jumate au văzut, probabil, nu știu, pentru că îți dai seama că aia la rândul lor au și ei prietenii lor și nu toată lumea vede ce pun eu și ce postez și așa mai departe.
Dar din ăștia 900, totuși, acum calculând, să zicem că din aia 900 scădem, 450, 400 să fie. Mai din 400, mai scădem încă jumate. Să zicem că, nu știu, 100 nu interesează, 100 nu mă cunosc, da? Și rămân 200. Nici măcar 100. Suntem 82 momentan, știu. N-am făcut marketing de ajuns pentru canal. Nu l-am promovat foarte mult. Și aici am de lucrat. Dar da, dacă vezi acest video și dorești să mă ajuți și îți face plăcere ceea ce fac, atunci te rog, apasă butonul abonează-te. Ok. Într-un minut, mai puțin de un minut, câteva secunde, am să vă arăt parcul cum arată. Ia uitați. Acolo este intrarea la parc. Și am să dau câteva ture de parc. Acest parc mai leagă alt parc în apropiere. Și da. Ia uitați. Frumos. Da? Nu știu cum va fi vremea în continuare, n-am verificat. Dar momentan este ok pentru alergare. Ok, cam atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc celor care vă uitați la mine și creștem încet încet ca număr. Vă doresc să aveți o zi plăcută, să aveți o săptămână reușită. Să faceți sport, să faceți mișcare, să fiți activi pe lângă celelalte activități care voi le faceți. Și nu uitați că a face sport este cel mai sănătos lucru. A face sport, a mânca sănătos, a avea o viață echilibrată, un stil de viață sănătos, este ceea ce putem să facem cu toții, mai mult sau mai puțin, dar putem să facem cu toții, indiferent de situații, indiferent de circumstanțe, doar să ne dorim să facem acest lucru. Nu uitați acest lucru, vă rog. Ok, DRG Fitness Sports, YouTube, apasă, abonează-te, link în descriere cu Instagramul meu. Vă mulțumesc, până data viitoare, să fiți activi, să faceți sport. Ne vedem data viitoare cu alte videouri. Subscribe, abonează-te, subscribe. Bye!